Suntem în gara din Maribor. Așteptăm să băgăm utilajele în trenuleț și sper că și trenulețele pe care le-au luat românașii noștri au așa loc pentru... Stau și mă întreb dacă au avea loc pentru o bicicletă 2, nu pentru... Da. Eu cred că o bag și... ca atare și cu panou pe ea. Păi cred că pot să lași așa. Doar să putem să trecem treapta. Da, să vedem, da. Da, da, deci suntem un pic cam rupți în guriță, suntem cam muci, dar lucrurile sunt pe făgașul mișto. Ajungem să vedem Adriatica, deci asta e... Cu Nănicu stăm cam prost? E, cu Nănicu stăm mâine, o să stăm cu Nănicu. Mâine băgăm Nănic la greu, mâine după amiază când ajungem. Am ajuns și în Ljubljana. Hai că s-a trezit și GPS-ul meu acum. Este 6 și un sfert ceasul. Și avem 140 de kilometri acum până dincolo de Rijeka. Bă, cred că o cafeluță pe cost ar fi, ar merge la suflet. Ia să bem și noi cafeluța, că grabă nu prea e. Diloc. Așa. Și ziceam că mai avem până în Rijeka 140 de kilometri. Hai să vedem ce iese. Asta e plimbărica de dimineață până Ljubljana, dar stai că pierd pe... Așa. Și frumos că sunt bicicliști la greu pe aici. Cu soare, cu ceață într-un orășel name Logatec, după în Slovenia, m-am început, m-am englezit și gata, s-a terminat orășel. Dar cum să nu te englezești? Nu se poate să nu ne englezim. În fine, credeam că o să dăm de un Lidl pe aici, n-am dat. And it's not cute. Dar să-i dăm un pic mai departe. Am făcut și 30 de kilometri până acum, din cei 140. Mai avem? Câți mai avem? Nu știu dacă se vede acolo. 109. Yes! Uite, Ljubljana, Koper. Înainte. Ah, și e frumos, începe să se iasă sorinel. Cât e ceasul? Este 8:31 ceasul. No, hai să fim civilizați, să luăm pe pista de biciclete, cu toate că te arunc în toate părțile pistele astea și nu prea e pentru dăștia cu remorci. Da. Hai să nu fim români, decât la noi în țară, că noi la noi în țară trebuie să ne arătăm veleitățile de a fi român. Ia să vedem. Ok. Mulțumesc. Așa. Opa. Nu prea e mișto cu remorca prin astea pe aici, dar ce să facem? Ne descurcăm! Ia să vedem, sper să nu fie obiect de câteva murdar, hai că nu e. Și acum... Și acum... Oh, așa... Ha, că am trecut. Bun, hai să vedem mai departe. Frumos, pur și simplu frumos la oamenii ăștia aici. Până și căței sunt cu minți. Și nu natră la bicicliști. Frumos, curat și aerisit și tot ce trebuie. Tot satul, toată comună. Yes, servit micul dejun.
Am mic dejunat aici, because ne-a lovit foamea. Fruștruc. Da, fruștruc. Băi, nu se spune fruștruc aici, mai încolo cu fruștruc. A, aici, aici e, e cu... Slovenia. Da. Și... Undeva, undeva, suntem undeva în munți, undeva la 40 de kilometri de Maribor. Păi, dar nu se deblochează asta. Bă, dacă ți-au trecut, fii atent încă mai trec. Bicicliștii. Bicicliștii sunt o specie de oameni care se deplasează pe două, în general, două roți. Și nocivi? Da, și nocivi. Pentru bugetul de stat. Exact, da. Exact. Nu plătesc taxe, nu... Nimic. Nimic. Niște porci. Da. Da. Niște căpușe pe spinarea statului. Exact. Și acum trecem la gem cu unt, nu? Da. S-a da. Așezat, s-a așezat, facem și o cafea? E cum să... Hai să facem. Deja mă duc să... Mă duc să scot bucătăria. E prea... Best coffee, era să zic in town. Nu in town, că suntem pe câmp aici. Best coffee de pe câmp în preparare. Sorbim și noi cafeluța. Mamă, uite-te și tu unde trebuia să mâncăm. Și n-am mâncat aici. Să vedem dacă putem să traversăm pe aici. Cred că e cam nasoală treaba. Ok. Ok, ok, ok. Aha. Hai că nu e așa. Nu mă bat acolo. Hai că am trecut. Eu zic că e ok, să știi. Păi și de unde știu că mai în față nu sunt altele? Ne întoarcem dacă mai sunt altele. Deci mie nu mi-a ajuns apa la remorcă. Așa crezi tu? Păi aș vedea că e udă, nu? Ia-o pe dreapta și... Hello? Hai. Ușor pe stânga. Pe partea asta. Și încetișor. Mamă, cât de crescut e aici. Așa, ușor, ușor, ușor. Încet, încet, încet. Ține stânga, ține stânga, că în partea aia s-ar putea să fie mai adâncă, nu știu ce să zic. Na, nu ți-a ajuns nicăieri apă. A fost greu? Bateriile. Băi. Bă, da. Îți dai seama cât a plouat pe aici de în halul ăsta? Da. Da, hai că am avut și un parte de un pic de adrenalin așa la unii. Foarte frumos. Și fii atent că și pe aici a fost și mai mare.
plouă, dar frumos. Și fii atent, o chestie. Aici, uite, aici e iarbă, nu e iarbă acvatică. Asta nu e plantă, nu e vegetație acvatică. Subacvatică, o vezi? A? Da, ăsta e porumb, da. Asta e zona inundată, da. O, dar tu vezi cât apă e aici, mă? Aici era nimic. Ce arme? Cum? Cum arăt că n-am făcut de astea, l-am trapă la baterie. Păi da, bă, dar a intrat tare, bă. Trebuie să intri foarte încet. Ia uite și aici apă, frate. Păi înseamnă că pe aici a plouat de neadevărat. Oricum, bine, pe hartă figurează ca zona mlăștinoasă. Vine din munte. Cum? Vine din munte apa. Da. Fii atent că iar te aduc la Bălăceală. Suntem prin orășelul Postojna din Slovenia. Nimic deosebit, dar totul foarte curat. Opa! Foarte aranjat. Superb. Nimic tensi frensi. Avem aici Hotel Cras pe dreapta. Op, 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 op. Go, 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 go. Mi-a tras-o. Mi-a luat tot, toată zeama, tot sucul. Ia, pe aici ce mai avem? Prin Postojna pe aici. Cum ziceam, nimic deosebit și aici cred că sunt niște benzinării pe dreapta, dacă nu mă înșel, ba nu, încurc lucrușoarele. A, nu, pe acolo am intrat data trecută, nu că am mai trecut pe aici. Opa, uite. Așa, avem și pistă de bicicletă pe dreapta. That's, and that's cute. Hai să luăm pe pista pe mai frumos. O zi superbă! Absolut superbă, de toamnă, cu niște munți frumos în stânga, cu o pistă de bicle dojit, pe care mergem cu 30 acum. Nu știu dacă se vede. Deci frumos, frumos, frumos. Frumos. Superb! Îmi vine să țip cât mă țin plămânii de plăcere. Este absolut superb. Absolut frumos. No comment. Sper că poate să vadă ochiul la DJI-ul ăsta. Să rădea măcar un sfert din ce văd cei doi ochi ai mei. Încă funcționali. Da, e frumos, pur și simplu. Merită efortul de a veni pe aici. Și a te plimba cu bicicleta. Pentru că e pur și simplu frumos.
Pisca Bistrița se numește calitatea asta. Foarte curat, foarte frumos. Hei, și acum trecem înapoi în Croația. Am scăpat de... am ieșit din Slovenia. Dă-i, domnul, dă-i, ce-ți ai, nu mai curaj. Bineînțeles, așa arată niște... o vamă părăsită la ei. Tot îngrijit, frumos, aranjat, cum se cuvine, nu... ce să... trebuie... ai grijă, fă dreapta, 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 stai ușor! Ai... aie, domn! Atât! Și așteaptă-te să se termine asfaltul la un moment dat. Așteaptă să se cam termine asfaltul la un moment dat, mă. Că se termină. Începe să... cam miroase așa Adriatică de pe aici. Am ieșit după căile astea principale și ne scoate Komotsu pe niște drumulețe mai pentru bicicliști, așa. Mai ca pentru bicicliști. Mai avem puțin tel. Mamă, am rupt frânele pe aici. Dar important e că se vede Adriatica. Cu multă încăpățânare, determinare, dărâmare, distrugere, am ajuns. Și acum urmează să... urmează să o ocolim așa un picuț în câteva zile. Așa. Mamă, că dacă de-am drup e pe aici. Urmează să o ocolim așa în câteva zile. Asta este... asta e planul. Să o ocolim așa pe la... Zadar. Mamă, ce șosele pe aici. Pe la Zadar, pe la Split. După aia până Italia, pe la Ancona. Să zicem așa un mic tur de mare Adriatică. Și dacă ne lasă în pace vremea, am vrea noi să vedem un pic și Alpa Adria. Uite, bine ce șosele. Bă, ce dracu, nu aveți bani de drumuri. Nu fii gura, mamă, e o treabă. Mamă, ce bombe! Am mai fost pe strada asta, dar am fost în urcare și... Oh my God! Am dus și plăcuțele de frână, s-a dus tot! Da! Ia să vedem acum... what do we do? Oh.
cap eu asta aici. Ce, caminerită prost. Fuck. Ce. Hai, dă-i în față. Dă-i în față că eu am încurcat-o un pic pe aici. Tocmai vorbeam cu Bogdan acum. La modul cum se circulă pe aici prin Rieca, le dă rușine lor la bucureșteni. Ia să încerc varianta trotuarul, să vedem dacă e mai bună. Că pe acolo nu se poate, dar nici pe aici nu prea se poate cu... Hai că o iau iar în stradă. Deci pe aici nu poți să circul pe nicăieri. Mamă, și... Nu prea e mișto deloc. Uuu, stradă proaspăt asfaltată. Oh my god! Asta, într-adevăr, este o premieră. Pentru că am crezut că plec cu roțile în brațe. Hai, mutăm camionul ăla. Așa. Am crezut că ajung cu roțile la bicicletă în brațe pe aici. Sunt varză străzile. Thank you. Nu, așa, mulțumit că mi-a făcut loc. Hai de mine, ce ful tot, tu unde vrei? Thank you. Mamă, ce mișto era blonda. Sper că nu m-am jurat pe limba aia acolo. Așa. Se circulă aici. Bogdane, arată-le două, trei scheme de alea de București, bă, la oamenii ăștia ca să rezolvăm lucrurile pe aici, nu? Băi, nici măcar pe trotuar n-ai pe unde să iei pe aici, mă, cu bicicleta. Deci nici cu bicicleta nu poți să circuli, fii atent. Să vezi trotuarul de pe partea stângă? Na, da. Care trotuar? Ăla pe care dacă mergi îți rup pleznele. Ăla cred că are 20 cm lățime. Cât... Na, când două tălpi una lângă alta, nu? Doamne ferește. Auzi? Mi-a venit ceva, o întrebare în minte acum. Tu ca bucureștean, când vezi aici că poate fi mai rău decât în București, ce simți? Răspunsul e simplu, nu există. Nu există mai rău decât în București? Nope. Băi, pe în București am mai stat, să știi, și să mai putea circula măcar cu bicicleta. Pe aici nici cu bicicleta nu poți pe la ăștia. În București s-a avut vreme. Mai risit parcă. Și acum... Și acum ce fac? Credeam că Transalpina este abrupt și este urcare de foa. Nu. M-am înșelat. Rieca bate Transalpina. Stai să bea un litru de apă. Foai de capul meu, ce e aici, mă, frate? Băi, nene, dar nu se poate așa ceva, mă, dă un culo de treabă. Deci, urcarea e... 10%? Da. 10%?
Cred că a fost 50% la sudracul, că am urcat la 90 de grade. Da, după ce am urcat cu un kilometru la oră, cobor cu 100 de kilometri la oră acum. Direct. Mamă, ce urcușuri, ce coborușuri sunt, frate, aici. Fui de mine. Dar cu toate astea, văd și ceva frumos în față. Ia să vedem. Am stop și unde mă duc? Ha. Tipic Croatia. Frumos tare, tipic Croatia. Tipic, tipic, tipic. Da, frumos. Cât de frumos poate să fie. Pe aici n-am ajuns niciodată, e prima dată. Când calc pe aici. Hai să vedem în continuare ce mai găsim. Nu știu cât vechi de camera mea, dar e superb. Foarte frumos. Superb. Ne-am instalat campul aici. Mișto, elegant. Treaba e că trebuie să dormim vreo, cred că vreo 4-5 zile până mâine dimineață, nu? Da. Vreo 4-5 zile trebuie să dormim până mâine dimineață, că suntem rupți în gură. Acum halim și trebuie să rugăm vecinii să ne lași o turi în cur dacă adormim la masă să nu... că iar ne ia frigul. În rest, în camping aici, ce să zic, numai oameni care n-au aflat că s-a terminat vara. Credeam că numai noi suntem cu problema asta, dar campingul este... Da. Campingul este plinuț, plinuț. Punem să facem și noi o păpiță, o treabă, o chestie acum.